Dinamo s-a pregătit degeaba pentru Liga Campionilor la handbal. Campioana României a fost interzisă la masa bogaților. Dinamo a luat titlul în România, dar nu a fost primită în Liga Campionilor pentru că nu are sală. La iarnă, Polivalenta din București intră în reparații. Chestia asta nu au ținut, pentru că sunt chestii verificabile pentru un Google și oamenii chiar verifică detaliu cu detaliu. Nu poate să vină EHF să ne construiască o sală. Vom sta un an în EHF League, vom încerca să atingem Final Four și eventual să o câștigăm. Toți jucătorii care au venit la Dinamo își doreau să joace în Liga Campionilor și erau siguri că vor juca în Liga Campionilor. Dinamo a vrut să joace la Pitești, unde ar fi trebuit să împartă sala cu fetele de la Rapid și CSM București. Spre deosebire de Dinamo, rapidistele au primit wildcard și pot juca în Liga Campionilor. Cred că suntem singura țară din Europa care nu are o arenă în capitală. Este, în general, o lovitură pentru handbalul românesc.